Liderul opoziției ruse, Alexei Navalny, a murit din cauza că a fost otrăvit. Aceasta este ipoteza care reiese din sutele de documente oficiale pe care publicația rusă de Insider a reușit să le obțină. Potrivit acestora, autoritățile ruse au, intenționat, au ascuns intenționat simptomele care corespundă otrăvirii și pe care le acuza politicianul. Mai multe documente oficiale obținute de publicația rusă The Insider arată că Alexei Navalny, liderul opoziției ruse, ar fi fost de fapt otrăvit în închisoare. Noua ipoteză vehiculată răstoarnă cauza inițială a morții care a fost atribuită unor motive naturale. De altfel, Comisia de Investigație a Rusiei declarase în luna iulie că moartea lui Navalny nu are natură penală. Cele două versiuni ale documentului semnat de anchetatorul rus Alexander Varapaev se referă la decizia Comitetului Rusiei de a nu deschide o anchetă în legătură cu moartea lui Alexei Navalnei. Astfel, o versiune timpurie a deciziei anchetatorilor descrie simptomele lui Navalnei în felul următor. La data de 16 a doua 2024, condamnatul Navalnei a simțit o deteriorare bruscă a stării sale de sănătate în timp ce se afla în curtea de exerciții numărul 2 a EPKT, despre care la informat pe ofițerul de serviciu al instituției, care l-a luat pe acesta din urmă din incinta curții de exercițiu la incinta secției numărul 4. Acolo, condamnatul Alexei Navalnei s-a întins pe podea și a început să se plângă de dureri ascuțite în zona abdominală. A început ejecția reflexă a conținutului stomacului, a avut convulsi și și-a pierdut cunoștința, ceea ce a fost raportat imediat personalului medical al unității de corecție. Versiunea redactată a deciziei arată că simptomele descrise de anchetator corespund cu cele ale unei otrăviri. Cu toate acestea, versiunea finală a aceleiași decizii exclude orice mențiune a simptomelor otrăvirii, mai precis vărsături, durere abdominale și convulsii, cauza oficială a morții fiind tulburare de ritm cardiac. Documentele confirmă astfel vorbele soției sale, care a precizat că în ultimele minute de viață Alexei Navalnăi a avut dureri acute de stomac. Potrivit The Insider, nu a fost prima dată când liderul opoziției a avut o urgență medicală din cauza încercărilor statului rus de a lucide. În plus, relatează publicația, nu este prima oară când explicația oficială a liderilor ruși nu corespunde faptelor medicale care au fost stabilite. Alexei Navalny a murit pe data de 16 februarie 2024 într-o închisoare din nordul îndepărtat al Rusiei. Potrivit autorităților lui Alexei Navalnyi s-a făcut rău în timpul unei plimbări, după care și-a pierdut cunoștința, iar medicii l-au resuscitat suscitat însă fără succes.